într-adevăr, cu Mihai Genoi am început să lucrez în urmă cu mulți ani, în 2013, și m-am bucurat să constat că după ce a fost ales primar în locul meu, a continuat toate proiectele pe care le aveam în derulare. Și iată că în perioada următoare, de exemplu, vom avea acest minunat stadion de atletism, care este în fază de recepție, o clădire nouă pentru hematologie, mai multe bulevarde care sunt fie stadiu de recepție, fie au fost recepționate deja. Deci lucruri concrete cu care putem să venim în fața alegătorilor noștri. Cu siguranță cunoașteți deja proiectele mele. Multe sunt începute deja în acest mandat, pentru că am ținut legătura cu domnul primar Mihai Genoiu și așa cum probabil știți, piața veche care va deveni Fanson are deja studiul de dezabilitate finalizat. Dracula Parcul la fel are studiul de dezabilitate finalizat. Contractul de apă, canalizare, aducțiunea firului 2 Zvarna este în procedură de licitație finală, chiar în procedură de execuție pe anumite tronsoane, deci toate lucrurile acestea au mers de la sine și sunt convinsă că vor merge și în continuare, pentru că, să nu uităm, actuala administrație a PSD ne lasă proiecte de peste 100 de milioane, cele mai importante din punctul meu de vedere sunt pe zona de Smart și de Green City. Sunt contracandidați ai noștri care abia acum descoperă despre ce este vorba, noi avem deja proiectele scrise. Așa cum știți, în anul 2017 m-am retras din funcția de primar al municipiului Craiova, spunându-mă că merg la București pentru a mă întoarce cu drumul expres Pitești-Craiova, drumul expres care este în regim de autostradă. Vreau să vă spun că din momentul în care am devenit ministru al guvernului PSD, nu a fost săptămână de la Dumnezeu să nu mă interesez de acest drum expres. Am luat un studiu de fezabilitate care era din anul 2008, l-am refăcut, l-am introdus în procedură de licitație, din păcate a durat neașteptat de mult în instanță, peste 2 ani de zile, toate cele 4 tronsoane ale drumului expres Pitești-Craiova au fost contestate, culmea de o firmă care nici măcar n-a participat la licitație. Două dintre ele, pentru acestea, instanța a spus că este în regulă să poată continua cu execuția propriu-zisă, dar pe două s-a dispus reluarea licitației. Asta vis-a-vis și de cum se judecă în România când este chestiunea de contracte de achiziție. Cu certitudine, în momentul în care am plecat de la guvernare, drumul expres era o investiție începută, știți stadiul în care am lăsat-o noi, niciun guvern nu mai poate să întrerupă această investiție, din punctul nostru de vedere, poate cel mai important lucru pe care îl așteptam de la guvernul PSD din mandatul nostru s-a întâmplat. Cu certitudine, vreau să vă spun acum că în momentul în care voi fi aleasă primar al municipiului Craiova, nu voi mai abandona primăria, pentru că, așa cum am spus, cel mai important obiectiv este deja în lucru și rămâne ca să continuăm proiectele pe care noi le avem. Le mulțumesc cetățenilor care sunt în continuare alături de noi, îi văd, îi simt zilnic când mă transmit mesaje, când mă văd cu ei în diferite cartiere. Știu cum stau în sondajele de opinie, rugămintea mea către ei, însă este aceea să mă ajute să avem o majoritate în Consiliul Local Craiova. Pentru că degeaba am 50, peste 50% în sondajele de opinie, dacă majoritatea în Consiliul Local Craiova nu este de 50%, astfel încât să ne putem duce la îndeplinire toate obiectivele pe care noi le promitem și pe care, ați văzut în mandatele trecute, le-am și realizat în momentul în care le-am promis. Vă mulțumesc!